Pe lângă marile proiecte finanțate sau în curs de finanțare la Păușești, Măglaș, un muzeu și o sală de fitness vor fi construite în 2019 în Comuna Vâlceană. Am depus la Ministerul Dezvoltării 3 proiecte, unul pentru extinderea lucrărilor extinderea rețelei de apă pe 4 km, un proiect pentru reabilitarea căminului dispensarului medical și al școlii din satul Valea Chei. Proiectele au fost aprobate, însă știți și dumneavoastră, durează cu licitațiile, cu contestațiile, s-au mai lungit, dar am reușit să rezolvăm extinderea de apă, iar acum lucrăm la dispensarul medical, să-l reabilităm, și la școala din satul Valea Chei. De asemenea, lucrăm de 2 ani, avem un contract pe 3 ani cu o firmă pentru trotoare. Dorim ca, începând cu vecinii de la Vlădești până la Olănesc sat, pe o parte a localității unde se pretează să realizăm trotoare. În acest an vom continua aceste lucrări. Lucrările la dispensarul medical, lucrările la școală. Sunt deja în proporție de 40% realizate, urmează ca în acest an să continuăm. De asemenea, avem în lucru reabilitarea căminului cultural pe Compania Națională de Investiții. Se lucrează tare de tot. Sper ca până la sfârșitul lunii mai această clădire impunătoare, destul de mare, cu foarte multe încăperi, cu destinații speciale, sper să fie gata, astfel încât în această instituție de cultură să putem să ne desfășurăm activități cu biblioteca, să înființăm un muzeu al comunei, să înființăm o sală de fitness, de mișcare pentru tineret. Avem o sală de filme cu 200 de locuri, care va fi dotată cu aparatură, adică cu scenă, un cinematograf. Deci vom avea o clădire unde să ne desfășurăm activități culturale foarte bine pusă la punct și încălzire cu instalații pe gaze, deci totul va fi foarte frumos. Aveți mustieri în localitate, domnule primar? Sigur că da, localitatea fiind așezată între municipiu și stațiunea Băile Olănești, majoritatea tinerii din localitate, dacă nu în totalitate, își construiesc case în comună și se stabilesc aici, fiecare făcând naveta la serviciu atât în oraș cât și în zonele unde sunt angajați la serviciu. Extinderea rețelei de gaze este un alt proiect care ar putea fi gata în acest an dacă și bugetul alocat comunei va fi unul mulțumitor.